Ploaia continuă să se răcească la Giurgiu. Cerul a fost mai mult înnorat, vântul nu s-a lăsat deloc, iar picăturile de ploaie au fost și ele prezente din când în când. Din păcate, veștile pentru următoarele zile nu sunt dintre cele mai bune. Va fi din ce în ce mai frig și abia spre sfârșitul săptămânii vom scăpa de nori. Miercuri la Giurgiu cerul va fi noros pe tot timpul zilei, este posibil să plouă, iar dimineața și seara vor fi condiții de ceață. Astfel, la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați și Hotarele se vor înregistra 13 grade, la izvoarele Comana și Giurgiu 14 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 13 km pe oră din direcția est-nord. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 45-55 de centimetri, cota probabilă 77 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 76%.